pare rău să-l spun, dar este mesajul pe să înțeleg. Este, acesta nu mai este orașul nostru. Aceasta nu mai este primăria noastră. Cartierul social Aricoandă a devenit o bombă cu ceas care poate exploda în orice moment. De ce spun asta? Pentru că, în primul rând, cartierul a fost gândit nu pentru a rezolva o problemă socială, ci ca un mijloc de cumpărare de voturi. Acest lucru pot spune că se poate se întâmplă și la o scară, mai mică și în alte orașe. Eu vorbesc de Constanța și de ce se întâmplă în orașul nostru. În al doilea rând, cartierul a devenit o amenințare pentru zeci de mii de constanțeni și pentru siguranța acestor, care locuiesc fie în cartier, pentru că sunt foarte mulți oameni și dumneavoastră știți că ați mai fost acolo, care se plâng de violențele care se întâmplă în cartier, de scandalurile care au loc acolo, dar și pentru locuitorii din împrejurim, care nu sunt puțini, care sunt cartierul Tomis Nord și tot ce înseamnă Sovejea, Tomis 3, sunt cartiere mari ale Constanței și sunt cetățeni ai Constanței care plătesc taxe și impozite. Și nu vor decât să fie liniște și civilizație la ei în cartier. Spun asta pentru că tot mai mulți constanțeni au spus că tâlhările, mizeria și nepăsarea au devenit brandul acestui cartier. Nu ne ajungea că avem cozile sărăciei, că avem acele carnavale grotești. Încă un brand ține să fie pe firmamentul orașului nostru. Și dacă nu acționăm rapid, acest brand poate deveni brandul orașului. Eu vă întreb așa, dacă siguranța cetățeanului nu contează, ce mai contează în orașul ăsta? Contează ca două luni de zile pe an să avem acele carnavale? Contează să avem acele cozi ale umilinței? Și nu contează siguranța cetățeanului, nu contează siguranța bunicilor și copiilor noștri? Pentru că și la ei trebuie să ne gândim că ei sunt de cele mai multe ori fără apărare. Multă lume consideră că această problemă este una de natură financiară, că este una de natură electorală. Nu este doar atât. Este o problemă care ține de civilizație, de civism și de siguranța cetățenilor. În ultima vreme știți foarte bine că am luat atitudine în urma mesajelor primite de la cetățeni și nu au fost puține, au fost sute de mesaje, m-am întâlnit cu foarte mulți dintre ei. Eu cred că dacă Mihai Tarache, în calitate de deputat de Constanța, a primit sute de astfel de plângeri, primarul Constanței, domnul Făgădău, a primit mii de ani de zile de când se întâmplă aceste nereguli în cartier. Bine, și ce propuneți, eu vă transmit, domnul? Imediat vă prezint și soluția. Eu vă transmit aici nu doar mesajul meu, vă transmit mesajul acelor cetățeni onești care locuiesc și în cartier și care se trezesc dimineața, se ducă la muncă și suferă de două ori din cauza faimei pe care a căpătat-o acest cartier. Odată că sunt asociați imagini negative a cartierului și doi, sunt victime la rândul lor ale violențelor comise de către cei din cartier. Eu cred că nu putem fi solidari cu infractori. Suntem solidari cu oamenii de bună credință, cu oamenii onești și muncitori, în numele cărora și vă vorbesc astăzi. Trebuie să înțelegem un lucru. Solidaritatea este un respect și ambele, solidaritatea este legată de respect și ambele trebuie să funcționeze în ambele sensuri. În sensul că nu putem fi solidari cu infractorii și cu cei care nu pot fi, nu vor să se integreze în societate. Nu pot fi toți infractori. Categoric. Eu am spus că în cartier sunt foarte mulți oameni de bună credință care dimineața pleacă la muncă și care și ei la rândul lor suferă din cauza a ceea ce se întâmplă în cartier. Concret. Eu cred că, și în final, după ce rezolvăm această problemă, putem spune că putem începe cu adevărat reconstrucția morală, economică și culturală a Constanței. De la cartierul Aricoandă a pornit declinul administrației Mazăre și tot de aici trebuie să înceapă renașterea Constanței. Regimul Mazăre, din care face parte și domnul Făgădău, ne-a păcălit în toți acești ani că asta este normalitatea. Normalitatea nu înseamnă, stimați constanțeni, că trebuie să fim solidari cu hoții. Și voi repeta asta cu fiecare ocazie pe care voi avea.
și vreau să vă prezint pentru că așa cum am promis, voi veni cu o soluție pe care o propun constanțenilor, pe care presa a numit-o soluția Tararache, eu vreau să o numim soluția constanțenilor pentru cartierul Henri Coandă. Aveți mapele pe care vi le-am numit asistentul meu. O să vă prezint pe scurt ceea ce presupune soluția Tararache pentru cartierul Henri Coandă. Este un set de măsuri. Cum? Un set de măsuri aplicabile în 6-12 luni, cu efecte care pot avea efecte și până la alegeri, pe care Primăria Constanța, pentru că trebuie să reprezinte interesele cetățenilor, le poate aplica într-un interval de 6-12 luni pentru a restabili ordinea și civilizația în acest cartier. Una dintre măsuri reprezintă norme de conduită pentru locatarii din acest cartier. Norme de conduită pe care primăria, din practică, cu aparatul de specialitate, ne poate atașa la contractul de închiriere, pentru că acești oameni să știe că au obligații și datorii pe care le pot pune în aceste norme de conduită. O a doua măsură, o bază de date a chiriașilor din Henri Coandă. Din momentul în care oamenii intră în cartier, li se acordă această locuință socială, știm foarte bine dacă au întrecut infracțional. Și tot ce se întâmplă de-a lungul timpului în acest cartier, o bază de date cu acești oameni, pentru ca ei să fie monitorizați permanent. Un raport lunar al poliției locale privind cartierul Henri Coandă. Poliția locală trebuie să redacteze un raport lunar pe care îl puteți pune la dispoziția primarului cu privire la tipul incidentelor, numărul și rata infracționalității care se produc în cartierul Henri Coandă. Coroborat cu baza de date pe care o are municipalitatea, poate oferi acest raport lunar primarului informațiile de care are nevoie pentru a curăța, pentru că ăsta e termenul, și știu că e un termen uzitat în ultima lună, pentru a curăța cartierul de cei care se plasează singuri, nu-i plasează nimeni, în afara societății civilizate. O altă măsură pe care o propun pentru a da o semnificație puternică acestui demers este delegarea unuia dintre viceprimari cu atribuții pe acest cartier. Dacă pentru acest cartier trebuie redactată o anexă la contractul de închiriere, dacă pentru acest cartier trebuie adoptate decizii cu finanțări și cu planuri și așa mai departe, eu cred că pentru același cartier ar trebui delegat unul dintre viceprimari pentru a monitoriza, pe o perioadă determinată până se restabilește ordinea, pentru a monitoriza în permanență evoluția problemei sociale și a centraliza informațiile provenite de la diversele direcții și servicii din primărie. O altă măsură foarte importantă, de care au nevoie și oamenii ăștia. Locuri de muncă pentru acești asistați sociali. Primăria, împreună cu firmele care lucrează cu primăria, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, pot să pună la dispoziția celor care sunt apți de muncă, numai celor care sunt apți de muncă, pot să pună la dispoziție locuri de muncă. Că vorbim de serviciul de salubritate, că vorbim de spații verzi. Oamenii aceștia trebuie să întoarcă binele făcut de către comunitate pentru comunitate. Și au și ei nevoie la rândul lor de un loc de muncă, pentru că nu pot să trăiască doar cu ajutorul social. Și de aia se întâmplă infracțiunea acolo, pentru că oamenii ăștia n-au cu ce să trăiască. Și primăria trebuie să ia această măsură cât mai urgent. Și vorbim de locuri de muncă permanente. Nu scoți de fațadă o zi, două la curățat de spațiu. Și o ultimă măsură, în final, este școlarizarea copiilor din cartierul Henri Coandă. Eu cred că prin serviciul care este sau sub autoritatea municipalității, serviciul de autoritate tutelară și protecția copilului, acesta trebuie să-și facă o prioritate din monitorizarea familiilor cu copii din cartierul Henri Coandă. Acești copii, eu vorbesc de monitorizare aici, strict, acești copii trebuie să fie școlarizați, nu doar pentru viitorul propriu, pentru că nu ne putem permite să creștem încă o generație de infractori sau de asistați sociali. Vrem să integrăm pe acești oameni în societate. Acesta dar câți trăiesc acolo în parte? Cred că ultima...